Bună dimineața, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Încep prin a vă spune că vă mulțumesc din nou că sunteți alături de noi și că vă abonați. Mi-aș dori din suflet să vă abonați cât mai multe persoane, pentru că mă ajută și mă motivează să fiu din ce în ce mai bună în vlogurile mele. Deci vă mulțumesc frumos pentru tot. Astăzi o să ieșim cu Ianis afară. O să mergem în oraș să cumpărăm, vreau să-mi cumpăr un mop, să-i iau o jucărie, să cumpăr un lipici. Și nu știu exact ce o să mai facem, dar vă ținem cu noi și vă arătăm. Noi am ieșit afară și să vedem cât ține Leani să meargă pe jos, că el vrea numai în brațe. Nu acolo, mami. Haide! Nu vă ai voie să bați, mami. Nu ne bate nenea de acolo. Haide! Să mai cumpărăm un pistol sau inițial am vrut o pușcă mare și mai rezistentă, pentru că ieri am fost în oraș și am cumpărat o pușcă, un set așa cu niște cătușe, cu mai multe lucruri, pe care până astăzi a și spart-o. Oricum era foarte firavă și a dat odată cu ea și a spart-o și n-am găsit și am zis măcar să luăm pistolul acesta, are și două animale, are 9 bile. Am cumpărat și lipiciul de care aveam nevoie. Acum o să mai stăm puțin afară și după mergem acasă să vedem ce mai facem. Ai grijă! Hai că eu am nevoie de un mop și al meu s-a format și mă tot chinui de ceva timp să merg să iau și acum am zis că dacă tot am găsit magazinul acesta universal să-mi iau și mop, dar n-am mai intrat. A intrat soția, am spus ce trebuie să-mi iau. Și l-aștept afară cu Ianis. O să vi-l arăt și vouă. Nu e ceva wow, e din acela... Da, mami, ți-ai cumpărat, bravo! E din acela de se bagă din colțuri o cârpă pe care o poți spăla, bineînțeles, la mașina de spălat. Și am zis să mai mi-aș o rezervă. Ia uitați-vă, eu ieri am în pat, nu m-am uitat să văd ce face. Și știți ce stoarce el acolo? Nu vrei să știți. Ianis, ce ai făcut, mami? E un lipici, un adeziv. Bine, foarte prost că nu-mi lipește ce am nevoie, dar de ce mami ai făcut așa? Faci și curat? Faci curat, mami? Mai are în el? Nu mai curge. Dar cine ți l-a dat? Mă, mai lipit și hainele? S-a golit?
Dragilor, eu am șters pe jos unde a făcut Ianis cu adezivul, l-am spălat din nou, iar acum am deschizat o caserolă de pipăte și inimi pe care vreau să le trag așa la tigaie, iar la final o să adaug usturoi și o să le las așa să se înăbușească. O să vă arăt aici cum procedez eu. Dragilor, ăsta e rezultatul final. Pipote și inimi de pui, trase la tigaie, iar la final am adăugat usturoi, au un miros demențial. Dragilor, în mare parte v-am arătat ce am făcut astăzi. N-am făcut mare lucru, am ieșit puțin afară, am gătit puțin, am strâns după Ianis ca de fiecare dată de o grămadă de ori. Acum vreau să bag la spălat. Am o mașină cu haine și... Nu, două mașini cu haine și una de încălțăminte. Aș vrea să iau hainele de pe sârmă să le împachetez, pentru că deja s-au uscat. I-am dat lui Ianis să mănânce. Ați văzut, am făcut niște pipote cu inim. Le-am fiert o grămadă și sunt foarte moi. În rest, nu știu ce o să mai fac. Aștept nouă comandă, un cadou de la... o familie care s-a dezvoltat de curând pe plan profesional cu lavanda. Fac tot felul de ape micelare, de nu mai știu exact ce, o grămadă de lucruri din lavandă. Au avut pe pagina lor că primele 10.000 de ape comandate vor fi gratuite. Tu plătești numai transportul. Iar acum aștept și eu să-mi vină. Nu știu sigur dacă ajung astăzi, dar mâine cu siguranță o să ajungă și o să vi le arăt și vouă. Abia aștept și eu să le încerc. Aceasta de lavandă pe care eu am ales-o este împotriva acnei și sunt și eu tare curioasă să vedem cum își face treaba. Dragilor, cam asta este vlogul de astăzi. Nu am făcut cine știe ce. Aceasta este o zi cu noi. Nu am
apucat să filmez foarte multe, dar mă bucur că am filmat atât și că vă uitați, că sunteți alături de noi și să vă abonați în continuare. Vă mulțumesc mult pentru tot!